Bună ziua! Am ascultat cu foarte mare interes toate discuțiile anterioare, atât în domeniul academic, în domeniul dezvoltării județului, cât și în domeniul agriculturii. Și vă lansez o provocare nouă. Ce altceva mai înseamnă SMART pentru voi? Probabil știți, vă spun și eu. Este un criteriu pe care îl aplic în viața de zi cu zi, atât în viața personală cât și profesională. SMART este un acronim care vine din limba engleză și înseamnă specific, măsurabil, de atins, realistic și în timp. Dezvoltat în timp. Încerc în proiectele pe care le derulez să aplic acest criteriu. Acum vreau să mă și prezint, să știți cine sunt. Mă numesc Ioana Armean, sunt antreprenor de 7 ani. Natural fiind din Cluj, activez în domeniul IT. Am lucrat un pic în mediul corporate, după care am decis că toate ideile pe care noi le avem trebuie să își găsească și o soluție și o finalitate, să oferim și ceva înapoi societății din care noi facem parte. Împreună cu soțul meu lucrăm la aceste proiecte și le dezvoltăm și frecvent ne-am lovit de tot felul de probleme. Acum, noi avem și o soluție pentru ele. Digitalizarea, internetul, tehnologiile ne oferă foarte multe modalități să ne rezolvăm problemele. Este o chestiune de timp, bineînțeles, și de voință. Vă dau câteva exemple dintre proiectele pe care noi le avem în momentul de față, le derulăm. Dacă avem o problemă cu fișa de pontaj a angajaților care lucrează remote, nu au conexiune la internet, nu au acces la calculator, am dezvoltat o aplicație care, printr-un simplu apel telefonic, înregistrează orele lucrate, plus angajatul poate să și facă un scurt raport a zilei de lucru. În domeniul managementului remote pentru proprietăți oferim soluții și consultanță pentru așa ceva. Dacă avem nevoie de resurse umane, un alt exemplu, resurse umane în proiectele internaționale pe care le dezvoltăm, am creat o agenție de freelanceri care oferă forța de muncă profesională și specializată în fiecare tehnologie. Nu în ultimul rând, dacă avem nevoie să petrecem timp în natură și cu familia, am decis să ne orientăm în domeniul investițiilor imobiliare și să achiziționăm teren agricol. Și domnul senator de față și ne-a oferit un insight foarte bun despre proiectele viitoare și mă bucur de asta. Și atunci, pentru toate aceste elemente și activități, noi am găsit soluții. Ce nu am găsit este un mod de a petrece timpul în natură, alături de familie, practicând activități agricole sau activități de recreere. Și asta este subiectul principal al discuției mele. Am analizat soluție pusă la dispoziție pe piață în România pentru o casă mică de locuit temporar. Magazie, pentru unelte și, de ce nu, un mic birou din care să putem lucra remote. Pandemia ne-a învățat că trebuie să fim flexibili din acest punct de vedere și nu putem sta închiși între 4 pereți. Și atunci am găsit soluția pentru noi foarte convenabilă în produsul Inbox Lifestyle, care este o microcasă de locuit fabricată din fibră de sticlă. Bineînțeles, fibra de sticlă este un produs nou, inovativ, puțin cunoscut pe piața din România, însă luând în considerare și alternativele, căsuțe din lemn sau containere, pe termen lung această soluție satisface cel mai bine exigențele persoanelor interesate de un astfel de trai. Este durabilă și nu întâmplător este folosit cu succes în industria iahturilor. Acest modul se fabrică într-o fabrică de iahturi din Germania. Puteți vedea și imaginile cum arată un astfel de produs. Ce avantaje sunt? Vă spun de la problema pe care am identificat-o. Pentru a putea locui undeva la țară, pe un teren, o moștenire, oamenii se lansează în construcții din cărămidă, clasice, cu un buget inițial mult subestimat. Nimeni nu ia în considerare finisajele, costurile de întreținere și plata utilităților. Nu am vrut să cădem în această capcană, așa că acest modul oferă tot confortul necesar, este gata de locuit, vine utilată cu tot ce vedeți acolo prezentat în imagini și se face la comandă. Este un produs personalizat foarte ușor, care se adaptează foarte bine și climatului din România. Da, se folosește cu succes, imaginile care vedeți din zăpadă se folosește cu succes și în Finlanda. Cele trei straturi care înfășoară acest modul oferă o încălzire uniformă și modulul rezistă între minus 47 de grade și până la 47 de grade. În interior vin dotate cu sistem de ventilație cu recuperare, aer condiționat, încălzire în pardoseară cu termoreglare, boiler electric comandat de la distanță. Bineînțeles, am aplicat toate principiile SMART acestui modul și suntem foarte încântați de ele. Aici puteți vedea și câteva dintre aplicațiile modulului, atât în mediul personal, în spațiu privat, cât și în cel de afaceri, mai ales în industria ospitalității. Poate fi amenajat ca și modul de birou, chiar în grădina casei, poate fi amenajat ca și saună, cinema box, în domeniul retail. Poate fi, da, sună foarte bine, ca să fie adevărat, într-adevăr este. În industria ospitalității sunt module de grupe sanitare, oferă facilități chiar și pentru persoane cu dizabilități, iar calitatea produselor este foarte bună. Noi ne bucurăm că am găsit un astfel de produs și ne dorim să oferim același standard de calitate și de confort și persoanelor cu care noi interacționăm. Îl recomandăm cu drag. Ăsta este un principiu după care ne ghidăm în toată activitatea noastră de antreprenor pe care o întreprindem. Vă mulțumesc frumos!